Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Prețul fericirii, episodul 117. Rezumat, în episodul anterior Ildiz a instalat camere de supraveghere în casa în care Kagatai și Kumru se întâlnesc. În timp ce ea urmărea filmarea crezând că îi va prinde în sfârșit împreună, Kumru apare la ușa ei. Kumru plecase să se întâlnească cu Kagatai, dar pe drum a aflat că Ildiz va scoate pe piață un șampon și că s-a asociat cu marca de cosmetice cu care i-a rupt parteneriatul după ce crema făcută după formula ei le-a provocat arsuri clienților. S-a întors să vorbească cu Ildiz și să-i spună că a făcut o greșeală. După ce Kumru pleacă, Ildiz vede în filmare că Kagatai este cu mama ei în casa aceea. Asuman l-a auzit vorbind la telefon cu Kumru înainte de a pleca de acasă și l-a urmărit. Kagatai neagă toate acuzațiile ei cu argumente destul de convingătoare, însă Asuman este sigură că el o înșală pe Ildiz. Asuman nu îi spune nimic lui Ildiz, dar le cere ajutorul lui Ender și lui Kaner. Toți trei cred că Feiza este amanta lui Kagatai. Ender promite că va scăpa de Feiza. Ea organizează o petrecere surpriză pentru aniversarea nunții lui YLDZ și Atai, care se află în acea lună. Crede că Feiza se va supăra și se va certa cu Kagatai. Kumru se întristează foarte tare la eveniment. Kagatai observă și merge lângă ea, dar nu poate să o consoleze fiindcă nu intenționează să se despartă de Ildiz. Kagatai nu vrea să-și distrugă căsnicia și vrea să se despartă de Kumru la momentul potrivit. Se pare că ei au mai fost iubiți în trecut, dar s-au despărțit când ea a plecat brusc la Londra. Când s-a întors, s-au întâlnit întâmplător într-un restaurant și și-au reluat relația. Kumru are sentimente pentru el, deși nu vrea să recunoască. Kagatai îi dăruiește soției un colier și o surprinde cu faptul că l-a trecut pe Halit Khan pe numele lui. Cum a promis, Ender află că Arzu caută șofer și aranjează să-l angajeze pe omul ei, Ismet. Ildiz nu a reușit să obțină dovezi că soțul ei o înșală, dar nu mai suportă așteptarea și își creează un alt plan de răzbunare. Șamponul ei are mare succes și compania asociată îi acordă un premiu pentru cele mai multe vânzări. La eveniment, YLDZ merge pe scenă și își primește premiul, apoi îi umilește pe Kagatai și pe Kumru în prezența presei și a invitaților, spunând despre trădarea lor. Ender și Kaner urmăresc șocați ce se întâmplă pe internet.